Pe litoral se anunță temperaturi care vor depăși 35 de grade Celsius. Autoritățile locale sunt în alertă, recomandă populației, inclusiv turiștilor, să se protejeze și să evite pe cât posibil expunerea prelungită la soare. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța este pregătită să facă față pacienților care vor avea nevoie de ajutor medical. Meteorologia a emis cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat valabil pentru sâmbătă 13 iulie și duminică 14 iulie. Minimele termice nu vor sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. Primăria Constanța anunță că va asigura funcționarea fântânilor arteziene existente, care nu au funcționat până acum. Mai dă asigurări că bulevardele vor fi stropite, la fel și spațiile verzi pentru menținerea umidității aerului. Va asigura serviciile publice de salvamar și posturi de prim ajutor. Oamenii se pot răcori și hidrata în incinta farmaciilor. Evitați expunerea prelungită la soare. Atenție sporită mai ales în cazul celor vulnerabili, vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni cronice. protejați de căldură și asigurați-vă că se hidratează corespunzător. În acest timp, șefa DSP Constanța, dr. Cristina Schipor, anunță controle. DSP va controla cu prioritate calitatea apei potabile și de îmbăiere, vom intensifica acțiunile de verificare a condițiilor igienico-sanitare în unitățile de alimentație colectivă, tabere școlare, unități de catering, dar și unitățile sanitare. Litoralul este extrem de aglomerat în aceste zile și pe lângă turiști, zeci de mii de tineri participă la Costinești la un festival de muzică trap.